Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zedana Ozacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube în bucătării la Zedana Ozacuna. Dragii mei prieteni, nici prin cap nu treci și bunătate am făcut eu astăzi. Porjoale fără carne, dar cu varză. Formidabil de gustoasă, poți chiar să le servești cu un ceișor sau cu o cafea sau dimineața. La micul dejun sau seara, când dorești tu. Crede-mă că sunt nemaipomenite gustoase. Noi le servim cu smântână. Foarte, foarte buni. Da, cu varză. Pârjoale fără carne. Eu am pus și un ou. Dacă dorești, le faci de post. Faci fără ou. Foarte buni, pufoase, molcuți. Dar nici prin cap nu trebuie cât sunt de gustoase și topesc în gură. Dacă îi să mă întrebi, Dana, cum le faci de post, nu adăuga chefir și nu adăuga ou, dar poți să adaugi un iaurt de soi. Așa. Așa, bunătate. Se mănâncă cu smântână. Extraordinar de gustoasă. Așa. Gustoasă, pufoasă, molcăluță. Ia uitați-vă și bunătate. Moi, moi. Și varza, deci, este coaptă, este bună, așa, cu așa rețetă, cu siguranță, n-ai să dai greș niciodată, că este foarte gustoasă. De la mic la mare poți mănânci, așa, bunătate și copii, că este sănătos, le faci singuric în casă. Dacă nu iubiți să le prăjiți în ulei cum sau le încingeți în ulei cum le-am încins eu, clar că poți să le coci. Dar dacă faci o singură dată această rețetă, cu siguranță să-ți placă și ai să mă pomenești. Că noi așa ceva am ales varza, varza călită la noi, este foarte iubită în casă. Foarte. Deci eu vă las mai departe video pas cu pas cum am făcut această minunată rețetă. Dragii mei prieteni, deci eu am revenit la rețeta mea dată. Eu am astăzi o bucată de varză, o lingură de zahăr, sare după gust, 5-7 grame de praf de copt. La mine este un plic. Dacă este 5 e bine, dacă este 7 tot e bine. 3 linguri de făină, 100 de ml de lapte acru sau chefir, 2 ouă, 3 linguri de ulei. Și clar că varza mea. Eu am să-mi tai o bucată de varză și a să o dau prin răzătoare mărunt. Așa, eu vreau să o cântăresc, să văd aproximativ cât, deci, a să-mi trebuiască mie varză. Așa. Așa, la mine este 420 de grame, 400 de grame, fiindcă eu am să-i scot cotorul. Așa, și eu am să o dau pe răzătoare cu cuțitul meu magic, ca să fie foarte mărunt. În felul următor. Așa, se vede foarte bine că este mărunt. Așa, și o pun într-un vas. Deci eu am să dau toată varza mea. Poți o tai chiar și cu cuțit. Deci 400 de grame este suficient. Intrăm să mai aruncăm. O jumătate de varză este deci suficient. Așa, foarte mărunt trebuie de ori de tăiat, ori dat pe răzătoare, cum vrei tu. Deci eu îmi dau pe răzătoare sau tai cu cuțitul varza mea mărunt. Așa, frunzele care a rămas, eu le tai mărunt, mărunt. Pe un fund sau în mână, cum îți vine să iei bine. Așa. După ce am tăiat sau am ras toată varza mea, cu mânuța curată, eu puțin trebuie să fărâm varza. Așa. Numai decât
ca ea să lege una cu alta. Deci cum ar fi că fac o salată bună de varză? Un minut este suficient. Cum ar fi îl frământ, îl plămădesc. Când facem așa, se numește plămădit. Îl frăm bine, bine. Așa. Adăugăm 3-4 linguri de ulei. 1, 2, 3. Începem cu 3. O lingură de zahăr. Sare după gust. Așa. O linguriță de praf de copt. Piper negru. Așa. 2 ouă. La mine ouăle sunt de casă. Chifirul sau laptele acru. Puteți puneți și iogurt grecesc. Amestec bine. Ca să încorporăm toate ingredientele. Adăugăm și făina noastră. Eu am să adaug 3 linguri, dacă mai este nevoie, clar că eu o să mai adaug. 1, 2, 3. Așa, amestec bine. Dacă îi dorești un ingredient sau un condiment ca rozmarin, ca busuioc, mă rog, tu îi pui. Amestec bine. Aceste prăjoale de varză sunt foarte gustoase pentru cine nu iubește sau nu vor să mănânce carne. Așa, mai amestecăm puțin. Așa, ia uitați-vă și a luat, s-a primit. Așa, dar eu am să-mi adaug încă o lingură de făină. Așa. Și punem tigaia, deci, la foc cu ulei. Așa, aluatul meu trebuie să arate așa. Cu siguranță că are, deci, sare suficient, piper negru, absolut tot ce îi trebuie. Așa. Deci, adem la prăjit prăjoale mele de varză. În tigaia mea sau în tavau adaug ulei. Aștept să fierbint uleiul foarte bine, nu la foc mare, dar la foc mediu. Câteva minute și s-a odihnit aluatul meu. Așa, ai smântre zidana, poți le fac de post fără ou, poți face fără ou, dar ou puțin le mai umflu, mai cresc de la el, dar poți face fără ou. Dacă vrei să le faci de post sau vegani, clar că fără ou le faci. Avem capacul de la tigaia noastră, gătit când noi să le prăjim sub capac. Am aici o lingură mai mare. Întotdeauna încercăm să fie uleiul întins cu puțin de aluat de-a nostru. Întotdeauna, așa, în felul următor, ia, vedeți? Când începe deja să prăjească, înseamnă că aluatul este bun, deja poți pui în el. Tigaie, deci, aluatul. Și cu o lingură, frumos, ca el să fie frumoasă. Așa. Ca să fie rotundă, frumoasă. Eu pun în tigaia mea o lingură la o părjoală. Așa. Cum am menționat, focul încet sau mediu, ca să nu fie tare. Deci le prăjesc pe o parte și pe alta. Așa.
dar eu am spun capacul. Așa, la foc încet, când sunt gata, le întorc pe o parte și pe alta. Am aici alt farfurii, cu un prosop sau cu un șervițel, ca să le scurg de excesul de ulei, după ce le scoat. Și într-așa mod eu împrăjesc toate pârjoalele mele de varză. Dacă cinstit or să luăm la drept, aceste pârjoale de varză la mine în casă iubesc foarte tare. Cu smântână, chiar unii din copii mănâncă cu dulceață. Fiindcă varza parcă prăjită, parcă este măr și este gustoasă. Așa, chiar poți o faci pentru o masă de sărbătoare, dacă tu dorești. Deci eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine, cu voi fost prietena voastră Zidana. Zidana cu pârjoale de varză. Sau în limba rusă se mai numește, unii numești, deci cu alade. Cu smântânică de casă, bună, groasă. Poftă bună! Fetele însărcinate, mă iertați că știu că v-am făcut poftă, dar se merită de făcut această rețetă, deci cu puține ingrediente, mai ales care le ai în casă. Dar varza, știți că este foarte sănătoasă, dacă ți-a rămas o varză în plus sau o bucată de varză în plus, nu o ratași pe aceste minunate, deci pârjoale din varză.